permanent pentru securitatea națională și europeană. Și în primul rând față de memoria celor căzuți de grupul de luptă. Cu regret, astăzi 10% din teritoriul țării continuă să fie sub ocupația militară a Federației Rusă și a orașelor lor de la terasă. Populația care locuiește în raioanele de stânga Nisul, de 22 de ani. Veterani, în numele tinerii generații, exprim cuvinte de profundă recunoștință pentru bărbăția și spiritul de sacrificiu. Apelăm cauza părinților noștri, intervenind într-o apărare a patrii și menținerea. Eroilor căzuți acum 22 de ani în luptă pentru apărarea integrității și independenței Republicii Moldova. Să le cinstim memoria, slavă, memorie veșnică eroilor căzuți în luptă pentru integritatea și independența Republicii Moldova. Acriș Vasile, Agen Viace, Bălțatul Mihail Ion, Bătrâncea Mihai, Bânzar Ion Fiodor, Bârdan Viorel Zile, Belicenco Sergei Iosif, Beregor.